Un bărbat care nu a reușit să retragă bani de la bancă s-a răzbunat și a intrat cu mașina în clădire în orașul spaniol Malaga. A dărâmat ușa de la intrare și a încercat chiar de mai multe ori să distrugă bancomatul cu ajutorul autoturismului. La fața locului au ajuns polițiștii care l-au încătușat și l-au dus în cele din urmă în arest. Haideți să urmărim imaginile. Mira el colega. Está loco, No, vea, este tío está riendo y todo.